Asta e un vlog, nu e o rețetă. Dacă mi-este rețeta, e o rețetă ce vă recomand și vouă. Dacă nu, e un jurnal în care documentez activitatea și învățăm din greșeli, fiindcă greșelile ne fac să devenim mai buni. Învățăm ce am greșit și data viitoare facem mai bine. Salut! Hai să vă arăt o rețetă faină și cum am reușit eu să o stric. O să o refac săptămâna viitoare mai bine. Asta e un exemplu de așa nu. Deci se numește Poor Man's Burnt Ends. Ar veni marginile arse ale omului sărac. Se folosește partea chuck din vită. Chuck în engleză e zona asta de aici care cuprinde și spată și ceafă. Cam astea ar fi părțile unei vite în engleză. Și așa arată la noi. Deci ceafă sau spată, eu aș face cu ceafă data viitoare că e mai bună. No, eu am vrut să comand o bucată mai mare de antricot de la Bringo, să o pot tăia felii groase pentru fripturi și ei mi-au înlocuit-o cu felii subțiri de antricot care nici nu prea aveau grăsime în ele. Așa că m-am gândit să fac rețeta asta, doar că ceafa are mult mai multă grăsime și țesut conjunctiv, care la căldură se transformă în colagen. Antricotul meu, cel puțin care l-am primit de la Carrefour, nu avea. Deci asta e scuza numărul 1. Și pentru partea a doua care mi-o asum, e că scrie și aici că durează 480 de minute, adică 8 ore. Sau am găsit și variante cu 6, eu am încercat să o fac în 2. Ori este o vorbă în programare unde unii cred că dacă arunci cu bani într-o problemă se rezolvă orice. Îi zice ceva de genul, oricâți bani ai avea, o echipă de 9 femei nu poate să nască un copil într-o lună. Adică unele chestii durează timp, oricât ai vrea, tot 9 luni durează să se nască un copil. No, așa și aici rețeta asta cred că nu poți să o faci mai puțin de 6 ore. Hai să vă arăt rețeta și să vă arăt cum să nu o faceți. Promis să revin săptămâna viitoare cu o rețetă reușită din asta. Deci, cam 1,5 kg de carne, sos barbecue și zahăr. Se pune la cuptor 5-6 ore la temperatură mică, adică 100-130 de grade Celsius, sau pe afumătoare, pe grill, până ajunge intern la vreo 90 de grade. După care se taie cubulețe. Asta e mai detaliată. Se taie cubulețe, se pune sos barbecue și zahăr peste. Și chestia asta îi dă așa un fel de înveliș ușor caramelizat, dar foarte bun la gust. Deci gustul mi-a ieșit și mie foarte bun. Aș fi vrut numai să fie mai moi. Hai să vă arăt de la alte rețete cam cum trebuie să iasă. Ideea e că ar trebui cu două degete să le puteți zdrobi. Așa de moi ar trebui să iasă. Așa și cam așa ar trebui să fie de mult. No, și acum hai să vă arăt ce am făcut eu. Hai să trecem la ce am făcut eu și să vă arăt cum a ieșit. Asta e antricotul de la Carrefour, că după ce am văzut ce mi-a trimis, m-am și dus până la Kaufland și mi-am luat niște vită ca lumea pe care o să folosim în videourile următoare. Niște antricot de vită de Argentina și un tomahawk de Irish beef. Bun, să revenim la antricotul nostru. O să-l condimentăm cu sare, piper și usturoi granulat și îl dăm la cuptor. L-am dat până au avut temperatura internă de 70 de grade. Apoi l-am scos, am pus niște bucățele de unt pe el și l-am pus 4 minute pe fiecare parte la grillul cuptorului, adică partea aceea de sus care când e dată la maxim se și înroșește. Apoi l-am tăiat cubulețe, l-am pus într-o tigaie rezistentă la cuptor și am adăugat zahărul, ar trebui zahăr brunt, am avut doar alb, sosul barbecue și încă niște bucățele de unt. După care am mai dat la cuptor și asta e altă greșeală, trebuia să las numai vreo jumătate de oră, eu l-am lăsat cam o oră și după ce am oprit focul am mai stat o oră tot în cuptor. Din când în când se mai amestecă, arată super bine și mirosul e excelent. Cam așa arată la final. Și să vedem în farfurie. Ce e ăsta? Stai un pic, ăla e un orez cu... Vezi că mă stea. Cu un gust de șuncă.
Din cauza sosului barbecue? Nu, de sucă. Eu mai trebuie un picuț de sare. În farfurie. Și niște murături. Și aici am niște orez cu legume. Peste care am topit niște brânză. Merge foarte bine cu cărnița de vită. Și ca să fie pachetul complet, ca să fie tabelul complet, o să adăugăm niște sriracha. Asta nu e ketchup. Nu e ketchup, e sos picant. Nu pune mie. Acum, e nu pun. Poftă mare la mâncare. Nu e cea mai fragedă din lume, dar e destul de bună. Mie îmi place. Mie nu place carnea. Tu nici n-ai gustat-o. Deci nu a fost chiar eșec total. Tot am mâncat-o și a fost bună la gust. Doar că putea fi mult mai fragedă de atâta.